proiectul modificările microbiomului uman sub acțiunea antibioticilor. Este finanțat de Uniunea Europeană, valoarea lui este circa 220.000 de euro, 90% din sumă este achitată de Uniunea Europeană, ținem să mulțumim Uniunii Europene. Proiectul îl vom efectua împreună cu colegii noștri din Iași, la Institutul Regional de Oncologie. Deci, în cadrul proiectului, noi ne propunem să studiem modificările microorganismelor din intestinul uman, provocate de modificările, deci provocate de acțiunea antibioticilor. În cadrul acestui proiect, noi vom studia aceste modificări, vom vedea utilitatea și eficiența sau ineficiența administrării antibioticilor și vom elabora niște recomandări pentru a ușura sau a favoriza decurgerea perioadelor intra- și postoperatorii la pacienții noștri. În afară de aceasta, vom avea un laborator performant care își va ajusta toate lucrurile la rigorile Uniunii Europene. Pe viitor sperăm la conlucrare strânsă și ne dorim succes!